Mulți români păstrează încă acasă, prin sertare, bancnote și monede vechi de peste două decenii, chiar și din vremea comunismului sau din timpul monarhiei. O atenție deosebită ar trebui acordată unei bancnote de 1 milion de lei emisă în anul 2003. Caracteristica distinctivă a acestei bancnote este portretul celebrului scriitor român Ion Luca Caragiale. Pe una dintre platformele de vânzare online a fost postat un anunț atrăgător cu privire la o bancnotă rară din anul 2003, în valoare de 1 milion lei. Conform descrierii, această bancnotă, fabricată pe polimer, se află într-o stare excelentă și sunt disponibile două exemplare. Prețul indicat în anunț este de 1000 lei pentru fiecare bancnotă. De asemenea, se menționează că se oferă livrare cu verificare, iar vânzătorul este o persoană fizică. Așadar, este o oportunitate unică pentru colecționari și pasionații de numismatică să achiziționeze de un exemplar rar și bine conservat al acestei bancnote speciale. Bancnota de 1 milion lei a apărut în urmă cu peste două decenii în luna decembrie. Nuanța predominantă a bancnotei este albastru deschis. Conform datelor BNR, există mai multe elemente care apar pe avers și pe revers. Portretul lui Ion Luca Caragiale, dramaturgul care a trăit între anii 1852-1912, violeta, elementul floral, tema României, denumirea băncii și medalionul cu sigla BNR, valoarea nominală atât în cifre cât și în litere, dar și anumite emisiuni, semnături, guvernatorul, casierul central și cea a scriitorului. Elementele de pe revers, numărul și seria bancnotei, sigla BNR, denumirea băncii, valoarea nominală, masca tragediei, statuia scriitorului român, clădirea Teatrului Național din București, textul falsificare acestor bilete se pedepsește conform legii, relatează disinews.ro.